Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hai vedem ce se mai întâmplă prin lume. În Statele Unite, Camera Reprezentanților se pregătește să interzică angajaților statului american să folosească TikTok pe telefoanele și dispozitivele de serviciu. Senatul, înțeleg că a votat deja pentru. Asta apropo de ce vorbeam ieri, despre diferențele de conținut oferit de aplicația chineză adolescenților din China și din restul lumii, adică la copiii chinezi educație și patriotism, la restul lumii gunoi. Deci ne întoarcem de unde am plecat, nu? Cu două telefoane fiecare. Unul de serviciu, unul personal. Ți-mi minte când umblam cu două telefoane? Așa era, da. Da. Că erau mai mici, acum e cam... Asta dacă vrei neapărat... Trebuie să iei și o servietă, borsetă. Da. Dacă ești angajat al Guvernului Federal și ții tu neapărat să ai TikTok, atunci da, trebuie să-ți cumpere al telefon. Dacă le interziști ceva, mai abitir vor, ca la copii. Nu sunt așa convins. Au dat solitar, mai au voie? Solitar este pentru ai noștri. Tot ăștia sunt cei care au interzis solitarul acum vreo 20 de ani, 30 de ani, că... Dacă merg pe... Au interzis? Păi nu, mă gândesc că or fi interzis. N-au interzis. N-au interzis. L-au exportat aici, la noi, în ministerele noastre, înțeleg că e nebunie. Da. Bă, dar chiar așa, era serios. Era șeful de la birou imigrație, a devenit vedetă. Am văzut. Da, că juca solitar la o conferință pe probleme de imigrație, unde erau și austriecii înainte de Schengen. El era pe solitar. Uite, bă, un om care păstrează tradițiile. Da, mă, să vă am să zic. Gluma asta cu solitar e de vreo 30 de ani. Și nu mai schimbat și jocurile. E fascinant. Eu nu știu, mai există? Nii, adică chiar, probabil că există din moment ce joacă. La ce Dar nu se gândește ei să joace altceva, nu știu. La ce Windows s-a ajuns acum? Windows ceva. Vezi, îți place Candy Crush? Mine, ești bogat, folosești Apple, habar n-ai. Nu am acasă, dar nu știu. Adică eu nu știu nici de la Apple, de exemplu, nu știu ce, cum se cheamă, sistem de operare. Sistem de operare mai, cum se mai cheamă, că înainte aveau niște nume. Schimbă numele foarte des. Da, nu știu, cum nici la Windows, nu știu, el se tot upgradea, era ceva cu 10, nu mai știu. Ok. Dar pentru utilizatorii de Windows, mai există solitaire integrat? Mai Și e la fel sau l-au făcut mai șmecher, acum e 3D sau... Da, crezi că la minister au luat o versiune și au cumpărat solitar? Da, no, face solitar, că nu e în pachetul de bază. Șeful face și noi un upgrade la solitar. Că vrea fetele de la contabilitate. Americanii, revenind la TikTok, sunt ceva mai hotărâți decât europeni în privința acestor acțiuni, practic subversive, ale chinezilor. Că așa este, multe agenții federale, inclusiv Casa Albă, interzic deja TikTok pe dispozitivele deținute de guvern. Și plus 19 din cele 50 de state americane au blocat într-o oarecare măsură accesul la TikTok pe computerele guvernamentale, scrie Busy Day. Cenzură. Bă, ce mie mi se pare cenzură? Dar ce e? Bună întrebare ce e. Adică atunci când ai toate dovezile necesare că există o diferență majoră între ce oferă TikTok în China, de exemplu, și ce oferă vestului democratic. Și ai toate dovezile că un regim autoritarist folosește libertatea de exprimare ca să-și promoveze interesele ascunse și să manipuleze și să spele pe creier tinerele generații, atunci să blochezi folosirea unei astfel de instrument este cenzură sau o reacție de autoapărare? În Europa, deocamdată, se consideră că este cenzură și... e libertate, adică practic, ăia vin aici, fac ce vor. Americanii, după câte vezi, sunt mai stricți în privința asta. Donald Trump a și încercat să interzică TikTok, până la urmă n-a reușit, a forțat o tranzacție, nu știu ce, ăia strâng date acolo, este totalmente unsafe. Uite, apropo de cenzură și de principiu că e piață liberă, guvernul României a interzis instituțiilor de stat să mai folosească antivirus rusesc. Kaspersky, ăsta este antivirusul, soluțiile de antivirus. Este o decizie recentă, deci practic în România instituțiile de stat nu mai pot folosi acest antivirus. Okay. Ce e asta? Cenzură sau? E un produs pe piață, nu? Asta e boicot. Nu, că nu ăsta este motivul, nu pentru asta. Ci pentru că nu este sigur, nu e safe. Consider. Am crezut că... Vezi? Da. Și atunci, întrebarea e... Ce faci? Dacă când conștientizezi că de fapt ești într-un război hibrid, tu ca democrație, cu regimuri autoritariste, foarte puternice și foarte influente din lumea asta și care pot deveni brusc agresive în stilul tradițional. Vezi cazul fașiștilor de la Kremlin, care au invadat o țară vecină. Au invadat încă o țară vecină lor. Dar alte guverne, cum este guvernul autoritarist chinez, folosește un alt tip de putere.
Deocamdată. Deci tu zici cumva că Țancă Uraganul e promovat pe TikTok cumva intenționat de guvernul chinez, că la noi asta face cel mai mult rău. Nu știu promovarea de ce face Țancă Uraganul. Promovarea în rândul tinerilor, a non-valorilor și a tuturor. Nu știu, dar de ce Țancă Uraganul este non-valoare? Are o șaurmerie în centru, înțeleg că e foarte popular. E în ordine, nu. Tot respectul pentru cer des. Scuze, Țancă, n-am vrut să înțelegi greșit. Lucrez într-o companie americană și avem blocat accesul la Yahoo, Gmail, rețele de socializare și toate site-urile care au legătură cu jocuri de noroc și multe altele. Ia, auzi, mă, cu jocurile de noroc e blocat. Restul treci la muncă. E Emma ne-a scris, altfel Windows 11 înțeleg că este și are solitaire noua șmecherie și are solitaire și vine și explicația frumos. Pentru motivul pentru care se joacă doar solitaire, e preinstalat în Windows și userii, cum probabil era și domnul respectiv, nu pot instala alte programe. Da, adică ce nenorocire. Nefiind administrator, nu poți să te spui alt joc. Da, una peste alta, cred că va trebui, va veni momentul, adică eu cred că a venit de mult momentul pentru asta, dar trebuie să discutăm la un moment dat serios în Europa, dacă ne permitem să lăsăm până la urmă necontrolate în spațiu public operațiuni de spălare pe creier, că astea sunt operațiuni de spălare pe creier și de imbecilizare, prieteni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.